Sute de pelerini s-au rugat duminică 26 noiembrie 2023 în timpul tainei Sfântului Maslu oficiată la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași de preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și un diacon. Pe o vreme capricioasă de iarnă autentică, preasfinția sa a fost întâmpinată în fața clopotniței așezământului monastic de autoritățile locale, de soborul slujitorilor și de credincioșii veniți din mai multe zone ale țării. Ierarhul a intrat apoi în biserica acoperământul Maicii Domnului, unde a dat binecuvântarea pentru slujba Sfântului Maslu. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Sfințește unde lemnul acesta. Amin. Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată pasima și întregimea Duhului și a sufletului de toată. În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicându-i: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Căci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris prin învățătura noastră, ca prin răbdare și mânghierea care vin din Scripturi să avem nădejde. Iar Dumnezeul răbdării și al mânghierii să vă dea vouă a gândi la felul și pe... Și a zis către el Iisus, astăzi s-a făcut mântuirea casei acestea. Pentru că și acesta este fiul de Avraam. Și aici unde aducem acest un de lemn în numele Tău cel Mare. Cântărată Sfinte, îndurată și mântuirea de Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântului Dumnezeu celui viu, care nu voie joacă Mântuitorului, ci să se joacă, să fie viu, nu pun mâna mea cea păcătoasă, că se capul celor ce au venit la tine cu pocăință, și cel de la tine prin noi iertarea ta capul, ci pun mâna ta cea puternică și tare, ce se află în această Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii ce împreună cu mine o țin deschisă pe capetele rugilor tăi ce sunt de față. Să vă ierte și să binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască. Binecuvântați, Părinți Sfinți și ne iertați pe noi păcătoși. Până să mână, primește rugăciunile nevrednicilor, oamenii au ascultat cu multă evlavie textele din Apostol, din Sfânta Evanghelie și rugăciunile citite de episcopul vicar al eparhiei Iașilor. Părintele episcop Nichifor a adresat un cuvânt pelerinilor în care a făcut referire la importanța tainei Sfântului Maslu în viața creștinilor. Și
Acolo unde este împăratul slavei, spune Scriptura, este și buna rânduială. Orice grabă arată o neliniște a sufletului. Pentru aceasta venim la Sfântul Maslu. În primul rând să ne dobândim liniștea sufletului, pacea lăuntrică și rostul nostru pe pământ. De aceea spuneam că venim cu gândul acesta. În primul rând, ca cele pe care le facem, să le facem cu pace. Anii vieții noastre câți vor fi, să fie într-o putere spre împlinirea rostului pe care l-a pus Dumnezeu pe pământ. Pentru că și viața pe pământ ne este dată să înțelegem bucuria pe care Domnul o dă în fiecare zi. Bucuria de a ne împărtăși din darul vieții, în care se cuvine să aducem mulțumire și partea noastră prin care rămânem fii ai Domnului. De aceea, vedem și în prima Evanghelie de astăzi, când s-au apropiat, întrebându-L pe Domnul ce să fac ca să moștenesc viața de veci, iar învățătorul de lege, care este porunca cea mai mare din lege prin care moștenește împărăția celor? Vorbește despre o moștenire, iar moștenirea înseamnă a rămâne în calitatea de fiu, a rămâne în comuniune cu Dumnezeu. De aceea Sfântul Maslu este în primul rând taina care vindecă tot păcatul ce ne desparte de Dumnezeu, toată alegerea greșită, că vindecă mintea și inima noastră. Negreșit că în primul rând rugăciune pe care le face să pentru toată boala trupească și sufletească. Dar și cei mai mari sfinți au trecut prin boală și noi trecem prin boală și suferință. Și ne rugăm pentru aceasta, precum spune Apostol Iacov, iată, de sunteți în boală, chemați preoții bisericii să vă ungă cu un de lemn sfințit. Dar în primul rând căutăm, și asta ne unește pe toți astăzi, vindecarea minții și a inimii ca să trăim viața noastră cu nădejde, împlinindu-ne rostul, cu pace și cu înțelepciune. Acestea trăind, înțelegem că Domnul se face plinitor și al nedesăvârșirii noastre și al neputinții noastre atunci când suntem cu bunăvoință către Dumnezeu și unii către alții. Așa înțelegem cuvântul lui Hristos pe care spune apostolilor care sunt îngrijorați văzând cât de grea este mântuirea și întreabă cine dar poate să se mântuiască. Și Domnul le spune, cele ce sunt cu neputință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Și într-adevăr era cu neputință tâlharului să treacă de la o stare de despărțire de Dumnezeu, care și-a dus-o sânda crucii pe bună dreptate, să treacă la slava neprihănirii și a curățirii. Și cele ce au fost cu neputință la el, într-o clipă de bunăvoință, într-o clipă de cinstire a lui Dumnezeu, într-o clipă de venire în sine le-a dobândit. De aceea înțelegem și din suferința tâlharului că mai ales în suferință și în criză să nu deznădăjduie. Mai ales atunci să înțelegem că Dumnezeu este aproape de noi. Și atunci când cerem vindecare, să înțelegem că cerem vindecare și de toată necredința noastră, de gândul ce ne sfârșie. Pentru ca astfel vindecați fiind, să împlinim cuvântul pe care spune la toate slujbele, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm, și voia Lui precum cerem să o și împlinim. Să vă ajute Bunul Dumnezeu să vă întoarceți cu această putere, cu această putere de vindecare și de pace la casele voastre, dorească Dumnezeu bisericii sale, cinstiți și sănătoși, spre slava lui Dumnezeu. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a mulțumit preasânției sale, preoților și pelerinilor pentru că s-au rugat împreună. Mare binecuvântare din seara aceasta, care o așteptăm de mult, și aceasta datorează preasânției voastre. Cu totul și-ar și reuși, deși vremea este cum este, preasânția voastră credincioși au venit și au păpuse de astă noapte, așteptând cu mare nerăbdare această mare binecuvântare de astăzi. Nu știu dacă vă pot mulțumi de fiecare dată în puține cuvinte, preasfinția voastră, că existați în viața noastră și să nu uităm că avem o mare nevoie cu toții de aceste slujbe și binecuvântări arhierești. Vă mulțumim, preasfinția voastră, pentru dragostea pe care o aveți față de noi. În ultimul rând, față de Sfânta noastră mănăstire, toate Sfintele Mănăstirii, toți slujitorii Sfântul Altare, și blând
așa cum sunteți preasfinția voastră, v-am zis, stați Dumnezeu, cu cuvânt bun de învățătură, rostit nouă tuturor de fiecare dată, rog pe Hristos Dumnezeu să vă țină sănătos. Mulți frumoși binecuvântați ani, să ne păstoriți așa frumos cum ați început, când ați primit treapta de arhierie. Și să ne folosim din darul Duhului Sfânt și din cuvântul propovăduit al preasfinției voastre. Să ne întâlnim biscădincioși, pentru noi a fost o mare binecuvântare. Nu degeaba veniți atâta cale, atâta drum, din Dulcea Bucovina, din Focșani, din toate colțurile noastre, pentru această slujbă. Cu toții avem nevoie și cei de acasă, care v-a trimis să luați această binecuvântare, care nu s-a întâmplat să fie prezenți cu dumneavoastră, având binecuvântate pricini, fiind în suferință grea. Așa că nădăjduiți și credeți că rugăciunile în seara aceasta, slujba arhierească din seara aceasta, taina Sfântului Maslu, odată pomeniți fiind de toți slujitorii de preasfințitul, o să ajungă acolo undeva sus. Să rugăm pe milostivul Dumnezeu să ne primească puțină rugăciunea noastră. Și vă rog din suflet să nu uitați și să nu uităm că suntem în postul Crăciunului. Să vă ajute milostivul Dumnezeu să aveți un post ușor în continuare. Să ne ajute milostivul Dumnezeu să ne bucurăm de praznicul împărătesc al naștere pruncușorului Iisus Hristos. La final, oamenii au fost stropiți cu aghiasma mică și au fost miruiți așa cum este rânduiala.